Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. Eu sunt Albert și astăzi vreau să pictez la sugestia voastră o picturică siluetă foarte, foarte ușor de realizat pentru începători de Halloween. O pictură tematică de Halloween, sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să apăsați butonașul de like. Îmi place foarte mult și mă bucur foarte mult când văd acolo aprecierile voastre și când adunăm un număr cât de mare de like-uri. Pentru cei care vor să mă urmărească, o puteți face abonându-vă și apăsând clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul când postez ceva nou, iar cei care au întrebări, păreri sau sugestii le pot lăsa în comentariile de mai jos. Pentru cei care vor să mă susțină financiar, o puteți face devenind membri ai canalului, aveți acolo un link lângă un buton lângă butonul de abonare, un buton de alătură-te, dați acolo click și puteți să mă susțineți diferite sume pe lună. Orice donație este binevenită și mă ajută să-mi continui activitatea și să-mi cumpăr materiale. Așa. Acestea fi spuse, haideți să vă spun mai întâi ce materiale folosesc eu. Voi picta pe un carton pânzat de dimensiune 24x30 cm. Am lipit pe laterale un scoș de hârtie ca să blochez cumva așa o ramă de jur împrejur pe care la final îl voi da la o parte și va rămâne așa ca o bordurică albă. Asta e o preferință personală. Voi folosi culori acrilice, le voi dilua cu apă și voi folosi pensule din păr sintetic, cum a fost acea primă pensulă pe care v-am prezentat-o. Am blocat de asemenea și unde o să fie luna, am decupat un cerculeț tot la fel din scoș de hârtie și l-am aplicat pe pânză, ca să rămână o zonă nepictată, la fel acolo în centru. Iar pentru fundal am ales să combin maroniu cu roșu și cu alb. Aceste culori le voi folosi. Inițial amestecăm un pic de maro cu roșu ca să închidem portocaliul și vom folosi culoarea aceasta închisă în colțurile stânga-dreapta ale pânzei noastre. Pe măsură ce mergem așa într-o manieră circulară înspre lună, începem să dăm la o parte de tot de pe pensulă maroniu și folosim doar portocaliu și pe măsură ce ne apropiem de lună începem să adăugăm alb în amestec, portocaliu amestecat cu alb, deschidem portocaliu foarte mult, iar înspre chiar lângă lună să fie cât se poate de deschis sau cât vreți voi de deschis. Nu este obligatoriu să fie exact cum am făcut eu, puteți să faceți mult mai deschis sau mult mai închis fundalul. Când s-a uscat fundalul, vedeți, am folosit un cuțit de pictură ca să dezlipesc zona care bloca acest cerc unde fie luna, care a rămas alb curat, și aici cu un pic de galben normal și galben ocru combinat cu alb voi colora un pic această zonă destinată lunii. Iar apoi am să schițez cu un creionaș așa în mare casteluțul bântuit pe care vreau să-l colorez apoi cu negru, doar cu negru, și o să mai adaug probabil și un element 2 de Halloween, un copacel 2 în stânga-dreapta, câțiva lilieci, și cam asta este picturica pe care am de gând să o fac. Este, v-am spus, foarte simplu, vă aștept pe Facebook să-mi trimiteți pozici cu lucrările voastre, aveți linkul în descriere la Facebook-ul meu de pictură, unde puteți să-mi trimiteți pozici cu lucrările voastre și pot decât să vă urez de acum încolo spor la pictat. Nu uitați, dacă vreți să învățați să pictați, o puteți face pur și simplu exersând, practicând, oricine poate învăța să picteze, indiferent de nivelul de talent, trebuie doar practică și răbdare. Dragii mei, vă urez spor în continuare la pictat, vizionare plăcută și cu mine o să ne mai auzim într-un tutorial viitor. Până atunci, rămâneți liniștiți, rămâneți sănătoși și spor la pictat! Pa, pa!